Bună și bun venit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Magda și în clipul de astăzi o să vă arăt un haul destul de mare de cumpărături atât din SH cât și de la Pepco, Lidl, chiar și Kaufland. Așa că o să începem. Cam așa arată toate cumpărăturile, sunt destul de multe. O să încep cu ce am luat de la SH, prețurile le am încă pe ele, la care nu le-am, cam știu cât am dat pe ele. Așa că am luat acest clopoțel. Pe acesta am dat 2 lei. Mă gândeam să-l folosesc la art journal, eventual să-l prinde unul din acele inele. Apoi am găsit un fel de pin. Să și vedeți, care e cu ca un orangutan. Am luat 2, unul și pentru prietena mea. Acela a fost, cred că, vreo 5 lei. Am găsit această bandă de bilete, cred, așa zice, la 4 lei și este cu Halloween. Mi s-a părut interesantă și tot pentru art journal. Apoi, știu că am zis că mă opresc, dar se pare că nu pot. Am mai găsit aceste farfurioare, după cum vedeți, nici măcar nu le-am scos din înveliș ca să vi le arăt. Tot la fel de micuțe și pentru că am fost foarte mulțumită, nu știam ce să fac, să mai cumpăr, să nu mai cumpăr, că oricum am destule, dar la 50 de bani una mi s-a părut un chilipir, așa că le-am luat, am sparge vreo farfurie să am ca rezervă. Acestea au fost de la SH. Apoi am fost la Lidl și am mai cumpărat o cutie de acuarele, nu știu dacă e cu fața în sus, căci eu folosesc foarte mult culoarea aceasta roz, rozul acesta al pielii la ursuleții panda și pe mine mă ajută foarte mult. De asemenea, am mai fost la papetărie când m-am întors aici în Sibiu și mi-am luat niște marcăre. Acestea galben și verde sunt de la Daco. Sincer, le-am încercat pe o hârtie și nu sunt chiar foarte mulțumită, dar am descoperit cele de la Posca și nu am luat decât această culoare pentru că astea de la Daco au fost 5 lei, iar aceasta e 15 lei o culoare. Și mă gândeam că o să îmi fac cadou în fiecare lună câte o astfel de culoare până fac setul, pentru că un set de Posca este destul de scump, dar nu se compară calitatea acestor carioci cu acele. Deci chiar sunt chiar foarte mulțumită. Dacă găsiți așa ceva la papetărie, merită să investiți în ele. Apoi tot de la papetărie am mai luat sticăre, unul cu animale și cu litere, pentru că folosesc foarte mult. Acestea au fost 6 lei foaia cu sticăre, cu autocolante. Apoi, stai să vedem cu ce încep. Să termin totuși cu ce am luat din Pitești. În Pitești este Melimelo, nu știu dacă știți mulți dintre voi, este un magazin cu de toate. Și am găsit la reducere acest carnețel. Este așa. A fost 3 lei la reducere de la 10 lei și mi s-a părut ok pentru că folosesc foarte mult aceste carnețele pentru notări, de exemplu le țin în geantă când am nevoie. Apoi, pentru că îmi plac păsărelele, nu m-am putut abține și mi-am luat această mică statuetă cu păsărele. A fost redus de la 23 de lei la, și
și vă zic imediat cât, că prețul a rămas 6,74 lei. Sper să și puteți vedea. Deci de la 23 de lei la 7 lei, eu zic că îmi va bucura aici atelierul și voi desena cu mare drag când le văd. Apoi, tot de la Meli Melo, mi-am găsit acest inel. Eu am foarte multe bling-blinguri și tot felul de chestii și după cum vedeți nu prea port. Nu știu de ce, a fost o perioadă când purtam și acum nu prea port, dar ăstea chiar mi-au plăcut. Acesta a fost oblei. Inelul e din ceva acril și arată cam așa. Și colier, nu mai știu care cum sunt. Acesta este al doilea orangutan, că nu-l mai găseam. Nu știu de ce se vede așa întunecat. Cred că din cauza plasticului care e pe el, dar e destul de drăguț. Mie mi-a plăcut foarte mult. Și am luat acest colier. Tot din acril, cu un papagal. Papagalul este de metal și mi-a plăcut foarte mult. Vă și zic prețul. Acesta a fost 12 lei, reducere de la 40 de lei. Și inelul a fost reducere de la 30 de lei, 9 lei a fost. Deci m-am gândit că nu sunt chiar foarte scumpe și aș putea să le port, de ce nu? Așa că sper că într-un clip următor o să mă vedeți cu ele. Apoi, tot de la Pitești, mi-am găsit în sfârșit material pentru a face un fel de covorașe. Nu știu dacă știți, este metoda aceea de punch. Și eu am făcut pe etamină, dar nu îmi place cum se face pe spate, cum rămâne ieșitul acesta de stilul ăsta de covoraș, așa nu îmi place. Și am încercat, am avut foarte o bucățică mică de pânză din aceasta și am încercat pe ea și am rămas impresionată de cât de bine intră acul și nu lasă găuri foarte mari. Și rămâne exact cum trebuie. Așa că mi-am găsit la Pitești pânză, mi-am luat cam un metru. Eu vreau să fac un fel de tablouașe așa, micuțe, nu foarte mari, care pot fi prinse și pe fețe de pernă sau pe sacoșe sau pe orice, dacă vreți, le puteți și înrăma. Și o să mă apuc să fac acum cam materialul. Pe acest material am dat, dacă nu mă înșel, 13 lei un metru pătrat de material. Și mi s-a părut destul de ieftin. În Pitești am găsit, în Sibiu n-am găsit, așa că trebuie să iei de acolo de unde găsești. Acum, cu ce să mai încep? Stați, cam aici am foarte multe. Când am venit în Sibiu, am fost la Auchan și am găsit șervețele de genul ăsta pentru tehnica șervețelului. M-am gândit că poate o să folosesc în art journal și de asemenea aceste două sticăre, foi de sticăre. Astea, dacă nu mă înșel, au fost ceva de genul 5 lei una și astea tot cam așa, tot 5 lei. Astea știu că erau ceva la redus. De asemenea, am mai găsit la papetărie și foi cu o astfel de litere și, de fapt, astea cred că le-am luat de la Meridian, dacă nu mă înșel, nu Meridian, Mandarin, care este un magazin nemțesc în Sibiu.
Și are lucruri foarte ieftine și de foarte bună calitate, nemțești, franțuzești, tot felul. Deci, dacă sunteți în Sibiu, merge să vedeți. Acestea le-am luat și cred că au fost ceva de genul 2 lei. Lucruri foarte ieftine acolo. Mie chiar îmi place enorm să merg. Și acest vocabular, care bineînțeles cu Panda, și vreau să mă apuc de limba chineză, deci îmi va fi de foarte mare ajutor, care deja împărțită foaia. Și acesta tot 2 lei a fost. Și am găsit un fel de agendă cu mai multe nu stickere, stați că vi le și arăt ca să le vedeți. Cu notepaduri și sunt diverse, cu to-do list, cu tot felul de notițe și toate se închid așa. Acesta a fost 15 lei și mi s-a părut chiar un chilipir, pentru că știu că la Pepco am mai cumpărat, nu la Pepco, la Lidl, am mai găsit așa ceva și erau în jur de 25 de lei și mi s-a părut foarte ieftin. Apoi am mai găsit aceste șervețele pe care le-am luat tot pentru tehnica șervețelului și am mai găsit aceste sticăre. Acestea au fost 9 lei și au și pe parte și pe cealaltă, după cum vedeți, și cactus și iarăși litere. Foarte ieftine mi s-au părut. Și de asemenea am mai găsit și acest anul ăsta de la Kaufland. La Kaufland, că pe la toate am trecut. La Kaufland am găsit tot așa aceste notepaduri colorate pe care m-am gândit să le folosesc tot în art journal. Cred că ar da bine eventual să facem ceva desene și să folosim ca și background sau eu știu orice alte idei aveți. Și de asemenea am mai găsit aceste notepaduri sub formă de panda și mă gândeam că de câte ori o să îmi cumpere cineva o lucrare cu panda, o să îi trimit un astfel de notepad. Așa că aveți cadou dacă cumpărați de la mine. Apoi de la Pepco am cumpărat aceste stickere. Să și puteți vedea, care sunt un fel de embossed stickers. Cred că le tai tu și nu știu cum se folosesc. Mi-au plăcut afirmațiile. Today is the perfect day to be happy. Și avem nevoie de asta. De asemenea, am mai găsit și stickere așa. Afară este cam în oraș și cred că de-aia se vede atât de închis. Și acest caiet de matematică, tot cu panda, și acest scrapbooking. Cred că v-am mai arătat că am mai găsit la Pepco de genul, caiete de genul, și mi s-au părut foarte ok. Mai ales pentru art journal, sunt câte două pagini din fiecare model. Și așa. Nu sunt hârtiile foarte groase, dar, de exemplu, putem lipi, eu știu, când vrem să ne amintim ceva sau dacă vrem să
apară frumos, ca un background ceva, când scriem în jurnal sau neapărat. Mi s-au părut foarte interesante și, după cum v-am zis, eu caut astfel de caiete. În art journal-ul pe care l-am început, o să încep să fac primele lucrări, așa că sunt curioasă dacă faceți și voi cu mine și dacă aveți astfel de caiete de genul, eu zic că v-ar fi de foarte mare ajutor. Ce drăguț e! Să fim zen! Și steluțe, inimioare, și cam atât, iar pe spate are diverse forme care pot fi tăiate, de exemplu, da, să vedem, un nor sau floricică, fluturaș, pot fi decupate, de exemplu. Ele sunt deja tăiate foarte puțin, noi le putem scoate definitiv și, de exemplu, putem să le folosim și pentru art journal, de exemplu, să facem o formă cu, eu știu, acuarelă sau acril și să rămână așa ca un... Acesta a fost 5 lei. Și mi-am mai luat un caiet de matematică și acestea au fost 80 de bani. Mi s-au părut chiar foarte scumpe. Acum depinde și de bugetul fiecăruia. Mi-am mai luat și o sacoșică pe care scrie Save and Love Your Planet. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales citatul. Că de ce nu? E singura planetă pe care o avem. Bineînțeles, panda. În caz că vă lipsea. Și mi-am mai luat două dosare cu foi așa, o folie de plastic. Unul albastru și unul negru. Acestea au fost fiecare 5 lei. În acestea o să îmi pun lucrările, cele care sunt A4, pentru că stau foarte bine în astfel de dosare. Am mai cumpărat și această cutiuță de plastic pe care am dat 2 lei, acesta am luat-o de la un magazin de bricolaj și mă gândeam să pun în ea toate tăieturile acelea mici din reviste pe care le am și care de obicei se pierd. Mai ales că sunt micuțe, mă gândeam să folosesc această cutie la așa ceva. Am mai cumpărat de la JISC și această cutie din material, cred că este, cu acest cățeluș care deja este plină, pentru a-mi pune tot ce am pentru colaje și pentru art journal. Pe aceasta am dat, dacă nu mă înșel, 15 lei sau 13 lei. Și mi se par foarte încăpătoare, așa că am cumpărat-o. Sper că v-a plăcut micul meu haul de cumpărături. Mă așteptam să fie mai multe, dar se pare că nu, oricum au fost destul de mulți bani adunați așa. Și o să le folosim, o să mă vedeți cum le folosesc, cum folosesc tot ce am cumpărat. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, lăsați un comentariu și un share la canalul meu. Și noi ne vedem într-un clip următor. Pa, pa!